Salutare tuturor, eu sunt Gami și bine v-am găsit la un nou Q&A. N-am mai făcut un Q&A de vreo 2-3-7 mii de luni, așa că e timpul să facem unul astăzi. Înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like și să lăsați în comentarii o întrebare pentru videoclipul următor. Bun, hai să începem. Dacă fratele tău s-ar apuca de YouTube, crezi că te-ar întrece la abonați? Fratele meu chiar ar vrea să se apuce de YouTube în engleză, să facă tutoriale de cântat la chitară, pentru că el asta face, el cântă la chitară, de acolo își câștigă existența și se pricepe la chestia asta și ar vrea să își facă un canal de YouTube să învețe pe oameni. Așa ar învăța pe mai mulți oameni decât să facă lecții în particular, știi? E o nișă diferită, e în altă țară, deci nu știu ce să zic. Dacă are succes, de ce nu? Doamne ajută! Care a fost părerea ta despre YouMeet? YouMeet, după mine, a ieșit foarte, foarte tare, organizarea a fost super, mi-a plăcut că am putut socializa între noi, nu era totul așa închis de vezi abonații, faci poze, ții un autograf și gata. S-a mai vorbit cu abonații, gen era un spațiu deschis unde erau youtuberi peste tot. Și puteai să vorbești cu ei, puteai să intrezi, puteai să faci nu știu ce pe un interval de 3 ore. Adică eu zic că a fost destul de ok. Mi-a plăcut că au fost și premii, a fost o groază de premii, tastaturi, mouse, căști, așa, fără număr, frate, știi cum, ca la lăutari. Ai fost într-o situație în care așteptările să te dezamăgească? Cred că te referi dacă azi, știi, adică nu, gen foarte multe așteptări. Da, frate, tot timpul, să zicem, e ca și cum aș aștepta ca un video să aibă 50.000 de vizualizări și face 10.000, știi? Ca și cum aș aștepta să iau un 10 la un test și iau 7, ceva de genul. Mai tot timpul așteptările te dezamăgesc, pentru că asta e viața, n-ai ce să-i faci, you know. Vorbești cu gardă sau vorbești doar în euro? Stai, ce zici? Nu te înțeleg, că eu vorbesc doar în euro. Oh, glume, jokes. Da, da, super. PC și piese de PC scumpe sau cea mai nouă consolă și cel mai bun telefon? Glumești, nu? Consolă, îți bagi joc de... PC. Mă amuză oamenii care își iau console, știi, un PS4 să zicem, și gata, ei gameri, pula mea, ei au cel mai tare. Tu le explici frumos că, bă, PS4 sub PC, e clar, știi, morții mei, că nu, că eu, frate, se vede mult mai bine, se mișcă mult mai bine. Pentru că e consola, frate, pe PC ai lag, pe PC ai morții mei. Pe PC ai 200 de FPS, pe PlayStation ai 30. Unde pula mea sunt banii despre care dai cu jocul? I-am pus pe card, e problemă? Ai o echipă ca pe Bernabeu cu care să rulezi pe Segway și să întorci industria? Bă, din câte știu eu, da. Da, din câte știu eu. Ce părere ai despre Trex? Ce părere să am despre Trex? E super șmecher omul, am postat și un episod de GTA 5 ieri cu el, care sper că v-a plăcut, trebuie să apară în jumătate de oră când filmez eu. Da, a fost de treabă la YouMeet, e de treabă când mai vorbim, ne mai jucăm chestii și mă bucur că l-am cunoscut, TBH, și vreau să colaborăm pe viitor, să mai facem videouri de GTA și chestii de-astea. Ce reacție ai avea dacă ar zice firea că se închid școlile încă o săptămână? Aș face cum am făcut și data trecută, aș urla și aș face mare campanie electorală ca să câștige și peste 4 ani alegerile, pentru că ar fi foarte, foarte tare, așa că, doamna firea, dacă vă uitați la acest episod, lăsați-ne săptămâna viitoare la școală. Nu, glumeam, oricum, nu, trece iarna, gata, s-a terminat. Mai e săptămâna asta și gata. O iubești pe doamna firea, normal, frate, să-i dea Dumnezeu sănătate la familie și cei dragi, Doamne ajută, cea mai bună primăriță pe care am avut-o în 75 de ani, Doamne ajută. Să dăm noi un refresh dacă mai găsim ceva comentarii pe aici. Am înțeles. Hai să zicem, ultima întrebare vine de la fratele Chițu. Mai ești alcoolic? Bă, uneori, you know, poate la rad dai o bere, you know, dăm o bere... talpă, you know, maybe. Bun, frate, deocamdată să știu că este episod de foarte, foarte tare de Q&A. Aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like și ați da un comentariu.
pentru următoarele episoade de Q&A pe care vor fi pe viitor și dacă vom strânge multe like-uri, o să facem mai multe Q&A-uri și toate chestiile astea. Bun, deci am fost Gami, noi ne vedem data viitoare. Pa!